două surori, surorile Bretan, Laura și Estera, 19 și 15 ani, sunt fiicele familiei Bretan, fratele Petru și sora Rahela, o familie care a investit în copiii lor. Și aceste două surori sunt în baptistier ca să mărturisească credința lor într-un mod public. Laura, de mică ai început să cânți, să mergi prin biserică și să lauzi pe Dumnezeu. Astăzi ești într-un loc unde ce faci, faci doar pentru sufletul tău și pentru viitorul tău veșnic. Vreau să te întreb dacă tu crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da, cred. Vreau să te întreb dacă tu crezi că atunci când Iisus a murit pe cruce, a murit și pentru ca să-ți ierte toate păcatele tale. Da, cred. Vreau să te mai întreb dacă acest angajament pe care ți-l asumi astăzi o să-l păstrezi în fiecare zi până la sfârșitul vieții tale. Da, toată viața. Estera, tu ești sora ei mai mică. Te-ai uitat la viața ei ca la un exemplu și ești împreună cu ea în apă ca să te botezi. Și pe tine vreau să te întreb. Tu crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Tu crezi că prin credința pe care o ai, Domnul Iisus, când a murit la cruce, ți-a iertat toate păcatele? Da, cred. Și tu ți-asumi cu responsabilitate ca toate zilele vieții tale, până la capăt, până la ultima zi, să-L urmezi pe Domnul Iisus cu responsabilitate? Da, toată viața. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe amândouă. Laura și Estera Bretan, pe baza mărturisirii pe care voi ați făcut-o astăzi aici, vă botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin.